Sabat fericit. Sabat fericit. Okay. So I want to praise the Lord for being here once again. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt cu noastră încă o dată. When Pastor Lucian was the pastor, was here once. Când pastorul Ștefănescu Lucian a fost, era pastor aici, am vizitat biserica o dată. And Pastor Badescu has invited me twice. That is the first one last year and today. Pastorul Badescu m-a invitat de două ori, anul trecut și anul acesta acum. I want to say thank God for the Romanian church. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru biserica română. And thank you, Pastor and Mrs. For welcoming me today. Și de asemenea, mulțumesc familiei pastorale pentru invitație. I have some working partners. He's one of them at Greece. And then we have Pastor's wife. We have Vitali in the office. So we sunt câțiva din biserică în care lucrăm. And Lucian, I'm always there in the office trying to solve problems with him. So we have some companions a lot from this church. If there is something I know about this church, is that you sing very well. Știu un lucru despre această biserică și aceasta este faptul că cântați bine, foarte bine. And I pray that you continue to continue with that life. Și mă rog ca să continuați această lucrare. I also observe that you spend a lot of time for your children. You want to teach them how to sing and a lot of activities, and that is very good. Continue doing that. De asemenea, văd că vă luați destul timp să vă instruiți copiii, să cânte sau în alte activități și este un lucru foarte bun să continuați aceasta. So now we would shift a little bit because I'll be preaching from the screen. O să uităm pe ecran puțin. So find him with all your heart. Să căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. If there is any problem in the church. Dacă există vreo problemă în biserică. If there is any problem in the general conference, wherever you go, whether in Romania, in Africa, here, it is because Christians, many Christians, don't know how to love God. Și dacă există vreo problemă oriunde am merge, la conferința generală, în România, în Africa, este faptul pentru că creștinii nu iubesc pe Dumnezeu. We have many people who claim to be Christians. Foarte mulți se pretind că sunt creștini. But we don't love God from all our hearts. Însă nu iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Some people half of the heart. Half. Unii oameni au inima împărțită. When we are in trouble, we go somewhere else. Când ajungem în necaz, mergem în altă parte. When we are happy, we have a different, concentration. Suntem fericiți și ne merge bine, iarăși ne îndreptăm în altă direcție. So, go with me. I'm looking at the time because I know that we have to leave this place as soon as, we don't have much time in this room. Yeah, so I will try to shorten my message. O să ne încadrăm în timp. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. The whole heart and not part of it. Ieremia 29:13, cuvântul spune: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Cu toată inima. So today we are going to talk about your heart, my heart. Astăzi vom vorbi despre inima dumneavoastră și inima mea. And if we understand this, it will help us revive. Și dacă vom înțelege acest lucru, aceasta ne va ajuta să trăim o redeșteptare. Christianity is like marriage. Faptul de a fi creștin este ca și o relație de căsătorie. Have you seen some people who married in a church, the pastor blessed them, they promised each other they would never break up. Ați văzut o căsătorie care s-a oficiat în biserică, pastorul le dă binecuvântarea, ei își promită credincioșie unul altuia și că nu vor rupe această relație. Then you realize that within 2 years, 3 years, and some of them will divorce. Și după aceea realizăm că după câțiva ani, în unele cazuri, acest lucru nu mai este valabil, se despart cei doi. It is beautiful to have a wedding.
Este ceva extraordinar să ai o, să începi o familie, să te căsătorești. Very nice. If you are a pastor and you are blessing young lady and a young man. Ca pastor, ești binecuvântat dacă poți să oferi binecuvântarea unei familii tinere. But recently I married two young people. Very young. They love each other. Recent am oficiat o cununie între doi tineri, foarte tineri, se iubeau. Just after one year, I heard that they were at the court. They are members of the church, but they didn't come to me. They just went to the court and they are trying to divorce. După un an numai am auzit că au mers la tribunal și au tentat divorț. I said, why? Întreba, de ce? Then I realized that they were hiding certain things from their hearts. Și am înțeles că anumite lucruri erau ascunse în inima acolo și nu au fost probabil spuse la timp. Those of us who go to heaven, heaven journey is like marrying Jesus Christ, His message, and loving it with all your heart. Călătoria spre cer este asemenea unei căsătorii, anume de a iubi pe Iisus cu toată inima și de a păstra mesajul Lui și a iubi în inimă. I went to the internet to check and I got 2013 divorce rate. Este o statistică a ratei divorțurilor în 2013 în diferite locuri, după cum vedeți. Romania is doing very well because it is the lowest among the four. Aparent, România o duce cel mai bine, pentru că cifra este cea mai scăzută. So I could know that Romania, your marriages last a little longer. România, se pare că căsătoriile durează mai mult. But check United Kingdom, UK, out of every 10 marriages, almost 4 in the United Kingdom will end in a divorce within a short time. În Marea Britanie, 39%. I forgot the percent. United States, 46% of marriages will end in divorce. Statele Unite, 46% din căsătorii vor sfârși în divorț. And Canada is one of the top in North America with 48% of marriages breaking down. Canada deține un record, se pare, în America de Nord, cu procentul cel mai mare divorțuri. Why? Dar este de ce? Because many marriages are not marriages that come from the heart. Pentru că multe căsătorii se întâmplă sau nu vin din inimă, nu este o angajare totală a inimii în această legătură. Some people will just marry because of immigration reasons. În cazul se întâmplă ca familia să se unească pentru motive de imigrare. And some people will marry one another because the man found something very beautiful about the lady, but not everything, just one thing. În cazul căsătoria se întâmplă pentru că bărbatul a găsit ceva foarte frumos în domnișoară, însă doar un lucru, nu mai multe, și atunci. And some ladies will also marry someone because maybe there is security that the man is rich sometimes. Anumite domnișoare se căsătoresc pentru că găsesc siguranță financiară în relația aceea cu domnul respectiv. Marriage that stay forever and long means the couple try to understand each other and each person tries to give their heart. O căsătorie care durează se bazează pe o relație în care cei doi au încredere și inima lor este oferită celuilalt. Total. This year I'm married to my wife here for 40 years. Anul acesta împlinesc 40 de ani de căsătorie cu soția mea. Este aici. So this year we will celebrate the 40th anniversary of our marriage. O sărbători a 40-a aniversare a căsătoriei noastre. Our first child is about almost 40. So just a year we had a baby, a child. So cea mai mare aproape are 40 de ani. But she is the only lady I love as a wife. Însă, and she will be the only one unless we die. Este singura femeie pe care am iubit-o ca soție și va rămâne singura până când vom muri. Because when we marry, then we are saying for life. Atunci când ne căsătorim, o facem pe viață. Jesus Christ, the journey to heaven is like marrying Christ Jesus for life. Căsătoria spre cer este ca și când ne căsătorim cu Hristos pe viață. And we fall the heart. Cu toată inima. Now, in the parable of the sower,
in the Bible. Parabola semănătorului în Scriptură. A sower went to sow seed in the field. Semănătorul a ieșit să semene semânța pe câmp. And we know this story very well. Și cunoaștem această istorie foarte bine. And the seed fell into four different soils. Asta semânța a căzut în patru tipuri diferite de sol. Teren. So you can turn to your Bible and it is in Matthew 13, 20 to 23. You can write it down. Parabola se află în Matei 13 cu 20 la 23. And because of time, we will not read everything. But I want to indicate the first seed fell among the path. Along the path. Acum vreau să mă refer la câteva puncte. Primul este semânța căzută în locuri. Good. Then the second one fell among rocky ground. Prima dată pe un teren tare, pe potric, apoi pe între stânci. Then the third seed fell among thorns. În al treilea rând, semânța a căzut între spini. And the fourth one fell among good soil. Și în al patrulea rând, semânța a căzut pe pământ bun. Jesus Christ explained this parable. Și Iisus explică această parabolă. He said the parable represents the heart of people as they receive the word of God. Spunând că această parabolă se referă la inima oamenilor atunci când primesc cuvântul lui Dumnezeu. He said there is a heart that will accept the message. This type of people, they hear the word of God and it's like a seed falling along the path. The birds will come to pick it up and the word will do nothing. Nu e cazul semânța cade într-un teren în care nu are adâncime și păsările vin și mănâncă această semânță. Then there is another group of persons whose heart is like the rock. Este un alt tip de persoane a căror inimă este ca stânca. They will receive the message in the Seventh-day Adventist Church, but something prevents them. They don't allow the whole heart, so they don't get enough soil to grow the word in their heart. Îi primesc solia în Biserica Adventă, însă inima lor este așa încât nu are profunzime și terenul este adânc ca să prindă rădăcină. The third group are people who receive the message and they are like the seed that fell in among thorns. Al treilea rând sunt persoane care inima semănă cu terenul între spini, sau plin cu spini, în care semânța este îmbușită de spini. They want to worship Jesus, but they allow this world, the beauty of the world, the lust of the world attract them, so they are like thorns, and the message cannot stay forever. Ei vor să se închină Dumnezeu, însă permit lumii și tuturor atracțiilor ei ca să înăbușe această dorință de a se închina. And many people are here in this church also. Every church. Sunt în fiecare biserică în această categorie. Even though we come to church, it is not all people who care about what Christ is telling them. Deși toți venim la biserică, însă nu toți oamenii, nu tuturor le pasă de ceea ce Hristos vrea să ofere. We are all in a church, but there are many people also whose the message fall on rocks. It never gets down to grow. Pe cazuri, cuvântul cade într-o inimă care nu permite cuvântului să crească. There are many people in this church who hear the message of Jesus soon coming, but they have other things that is bothering them every time. They want to be too rich. They want to be the most beautiful women in the world. They want to compete with the models on the TV, and they are confused, so the word can grow in their heart. De asemenea, oameni sau persoane în biserică care vor să ajungă bogați sau să concureze cu modele de frumusețe, atracția acestei lumi fac ca acest cuvânt să nu crească de asemenea anima lor. But there is also a good number of Seventh-day Adventists who has a heart that we call the good soil. Însă sunt mulți adventiști care au inima lor care poate fi asemănată cu pământul bun. They get the message. Primesc cuvântul. They humble their hearts. Își umilesc inimile. They pray about it. Se roagă. They don't play with the church. Nu se joacă de biserica. And they grow and grow and grow. Și cresc continuu. And the church depend on these people. Și
Biserica depinde sau se bazează pe acești oameni. So we have four hearts. Four type of hearts tipuri in every church. În fiecare biserică. The first heart is wayside by the road heart. Prima este lângă drum. They don't care. The message comes, but they don't listen. They hear the pastor preaching, but it never goes in. Aceștia sunt cei care nu le pasă. Pastorul vorbește sau cuvântul vine, însă pe ureche intră, pe alta iese, am putea spune. The second heart, they receive the message with joy, but within 6 months, 1 year, they forget about it. Al doilea rând, sunt cei care primesc cuvântul cu bucurie, însă în 6 luni, 1 an, uită despre el sau iar de acest lucru. The Tony, I just want to repeat, they are in the church, they hear the message, but at the same time, they love the world. În treia rândă, ce îmi respire, sunt oameni care sunt în biserică, în același timp ei iubesc lumea. They, when they look at the TV, they want to be like the TV men and the TV ladies who are in the world. Privesc la televizor și vor să fie ca ceea ce se vede acolo sau se întâmplă acolo. And because of that, they never grow. Și în cazul aceasta, nu ajung să crească niciodată. And the fourth group is also here, people who are seriously looking for the second coming of Jesus Christ. Patra categorie se află aici și sunt cei care privesc cu seriozitate spre revenirea Domnului Isus. I don't want to ask you where do you find your heart here. Nu vreau să vă întreb unde credeți că vă găsiți. Because when we are here, everybody is beautiful. Pentru că în timp ce suntem aici, toți se arătăm bine. Everybody appears to be going to heaven. Părem că toți mergem în cer. But you know your heart, where you belong. Însă, vă cunoașteți inima și știți unde, în ce grupă aparțineți. Today, my message will be those who want to have this heart. Astăzi vreau să predic pentru cei care vor să aibă această ultimă categorie. And this is, bun. This is where we should be. Unde trebuie să fim. Whether you are here, there, Jesus says it's never late. You can be here. Amen. În oricare categorie ne-am aflat, Iisus spune că niciodată nu este prea târziu. Amen. Now, how do you see your love with Jesus Christ? Cum vă evaluați dragostea noastră pentru Iisus? Now, I'm going to show you 3 pictures. Vreau să vă arăt 3 poze. Compare your passion, your joy in the church with what I'm going to show you. Și comparați-vă dragostea noastră și pasiunea pentru biserică, pentru Dumnezeu, cu ceea ce veți vedea. And then answer the question yourself. Și răspundeți-vă singuri. Now look at the pictures. You see this? A Romanian young guy who meets a lady and he wants to date the lady. Un tânăr român care se întâlnește cu tânăra și care vor să aibă o relație, să continue o relație frumoasă. If they are in love, look at how happy they look at each other. Uitați-vă cum se uită unul la celălalt dacă sunt îndrăgostiți. They can talk from morning to evening and they will find something to speak about. Pot să vorbească de dimineața până seara și tot vor găsi despre ce să vorbească. Because they love each other. Pentru că se iubesc. Now my question is, how is your love for Jesus compared to a young man who has time and who has opened his whole heart for this lady? Să vă întreb, cum vă evaluați dragostea pentru Iisus atunci când vă uitați la acest tânăr care își deschide inima față de această tânără? All the men here, when you met your date to begin, you remember this time. All of us, all the men. Toți bărbații care sunt aici și care au trecut pe aici își pot aminti de acele momente. We spend time, we write letters, we talk, we are happy together. Am investit timp, am scris scrisori, am vorbit împreună, am petrecut timp împreună. If Christians who love Jesus like this young man has found this beautiful lady, and they will be talking in prayer, and reading scripture, and open their whole heart to Jesus, their marriage with Jesus will never break, and we shall be in heaven. Dacă creștinii ar
l-a rugit pe Iisus, așa cum acest tânăr vește pe această tânără, și s-a rugat, ar studia cuvântul și ar deschide inima lui Iisus, relația de căsătorie între ei și Hristos nu s-a rupt niciodată. Look at the second picture. You see this lady? Vedeți această doamnă? There is a sale, you know, the reduction sale, yeah, during this Christmas. Este o sezon de reduceri la magazine. Look at the joy because she has gotten all she wanted and it is cheap. Uitați-vă la bucuria ei pentru că a cumpărat tot ce își dorea cu un preț bun. And you know, ladies, they are very good when it comes to shopping. Știți că doamnele se pricep bine atunci când e vorba de cumpărături. And look at how she is hurrying, she is going to show to friends. Uitați-vă cum se poate vrea să arate prietenilor. If Christians will love Jesus like when we get a good sale, our whole heart is there, that would be wonderful in the Seventh-day Adventist Church. Dacă l-am iubit pe Iisus așa cum inima acestei doamne este dedicată acestui eveniment de cumpărare, de reduceri, atunci, de asemenea, relația noastră cu Iisus ar fi o relație bună. You know that in December 26, which we call Boxing Day, da, there is a reduction sale. People go to sleep behind the shop, you know, because they have passion. They want to buy cheap things. Știți că aici este Boxing Day, ziua aceea când se cumpără la prețuri foarte mici și oamenii, unii se duc și dorm, stau la coadă la magazin ca să fie, să apuce ceea ce se vine. But if Romanian church should open this church at 2 a.m. Însă dacă biserica s-a deschide la 2 noaptea, and said, Jesus Christ wants to meet us for special prayer. How many people will rush to the church like this lady? Și dacă ni s-ar spune că Iisus vrea să ne întâlnească la o întâlnire de rugăciune la acea oră, câți dintre noi s-ar grăbi să ajungă? Even when we call you for 7 o'clock in the morning. Chiar dacă ar fi la 7 dimineața. On Sabbath. Sâmbătă dimineața. How many people will run to the church like this lady is running to shop? Câți dintre noi ar alerga la biserică, așa cum această doamnă alergă spre cumpărături? When it comes to God and Jesus, they are not number one in many people's hearts. Atunci când vorbim de Dumnezeu, de Iisus, aceștia nu sunt pe locul 1 în inima noastră. This guy has been praying for an open car, expensive car, Ferrari, and he bought it. Look at the joy in the face. Acest bărbat, în sfârșit, are această mașină scumpă pe care și-a dorit atât de mult. Men normally want to have very good cars. Normal, oamenii, bărbații vor să aibă mașini bune. The ladies, good dresses. Doamnele, haine bune. And then men, they want the gadgets and they want cars. Bărbații vor gadgeturi, telefoane, orice, și mașini. How does your heart love compare to the love we have for things that we get in this world? Cum ne evaluăm dragostea pentru Dumnezeu atunci când o comparăm cu dragostea noastră față de lucrurile pe care ne plac în această lume? Let me advise you, because of time I want to finish quickly. Vreau să spun ceva și din cauza timpului vreau să credeți puțin. Start reading the scripture with all your heart and with all your mind. Să începem să studiem Scriptura cu toată inima și cu toată mintea noastră. And when the Bible tells you be humble, pray to be humble. Și când Scriptura vă spune să fiți umili, să ne rugăm să fim umili. When the Scripture says be patient, pray, because by nature we are not patient in many ways. Atunci când Scriptura ne spune să fim răbdători, să ne rugăm pentru aceasta, pentru că, în mod natural, acest lucru ne lipsește. Be serious with Bible study. Să fim serioși cu studiul Scripturii. Study your Sabbath school at home. Să studiem lecțiunea. Before you come to church. Acasă, înainte să venim la biserică. Study in small groups. Studiem în grupuri mici. So you understand the Word of God. Să înțelegem voia lui Dumnezeu. So that you can teach somebody else. Astfel încât să putem fi în stare să spunem și altora. The love of God begins with faith, but faith comes by studying the Word of God. Dragostea pentru Dumnezeu începe cu credința care vine din Scriptură, din studiul ei. This book of the law shall not depart out of our mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That means
Whatever the Lord has said, be thinking about it all the time. Study, repeat it. Come to Sabbath school, come to church, listen to sermons and say, Lord, I want to do them. Așa cum spune versetul din Iosua 1:8, care spune cartea aceasta lui să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. De asemenea, trebuie să fim implicați în tot ceea ce înseamnă studiu, participare la activitățile bisericii și să putem astfel să creștem dragostea noastră pentru Dumnezeu. Number two, the Holy Spirit is always knocking at your door. Deschideți inima Duhului Sfânt, pentru că El ciocăne la ușa inimii noastre. As you study the word, listen to the message and pray that the Spirit will take control of the whole heart so you win the battle. Atunci când studiem, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să controleze inima noastră pentru ca rezultatul să fie victorie în viața noastră de credință. Jesus Christ is knocking at the door of your heart. Domnul Hristos bate la ușa inimii noastre. And the messages of the Bible is what you will, how you will know what Christ wants from you. Și studiind Scriptura ne vom da seama ce așteaptă Dumnezeu de la noi. And when you open your heart to the Holy Spirit, și atunci când ne deschidem inima, and the Spirit fills you, your mind, your thinking will change. Și Duhul Sfânt locuiește în noi, atunci mintea noastră va fi schimbată. And you have passion to do God's work. Și atunci vom fi iubi și vom avea pasiune pentru a face lucrările lui Dumnezeu. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. Cuvântul spune în Fapte 1:8 că ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. You see, when we come to church on Saturday, atunci când venim la biserică sâmbătă, we come to hear the word for a revival of the heart. Venim să ascultăm cuvântul pentru a ne prospăta și a ne trezi inima. A ne deștepta. But during the week, însă în timpul săptămânii, you have that light that you got from Saturday to shine, so your character will be different wherever you are. Însă în timpul săptămânii, ceea ce am primit în sâmbătă trebuie să strălucească prin noi, oriunde v-am fi, pentru ca să mărturisim. So if you are a nurse in a hospital, dacă ești asistent, nurse în spital, or a teacher in a school, sau profesor la școală, or you work in a factory, sau lucrezi într-o companie, that is your place to preach by your character. Acela este locul unde să predici caracterul tău, ceea ce ești. Because your supervisor and your friends will know you are a different person. Pentru că șeful tău știe că ești o persoană deosebită. And because of that, many people can follow you to your church one day. Și din cauza aceasta, este posibil ca mulți să te urmeze la biserica la care mergi într-o bună zi. Many Christians think that all we do to worship Christ is to come to church. Mulți creștini gândesc că tot ceea ce trebuie să facem să ne înclinăm lui Dumnezeu este să venim la biserică. Yes, it's very important to be here every Saturday. Într-adevăr, este foarte important să fim prezenți în fiecare sâmbătă aici. But the word should change your character and it should be in your heart so people will meet you and they will meet Jesus Christ through you. Însă cuvântul pe care l-auzim aici trebuie să ne schimbe inima și caracterul astfel încât oamenii care întâlnesc să-L întâlnească pe Hristos prin noi. Pray, 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 never stop praying. Niciodată să ne rugăm neîncetat, să nu ne oprim cu toată inima. Parents, pray with your children at home. Părinți, rugați-vă cu copiii voștri acasă. The children learn by what they see mama and daddy are doing at the house. Așa învață copiii văzând ceea ce face mama și tata, ce fac părinții. Mama and papa who are here, let me ask you a question. Părinți, vreau să vă întreb let me say something. Vreau să spun ceva. Do you know that in Quebec, we don't talk about God, we don't talk about Jesus Christ in a classroom? Știți că în Quebec nu se vorbește despre Dumnezeu și despre Isus în sălile de clasă? No teacher is allowed in a public school to teach anything about Christ, about creation, about Sabbath in the classroom.
În școală publică, profesorii nu au voie să vorbească despre Dumnezeu, creațiune, despre sabat cu studenților. If you can take your child to Griffith Adventist Academy, I will encourage you because there we will teach them Christ. Even in mathematics, we have a way of letting them know Christ in science. În școală creștină acest lucru este permis. Este exemplu la Griffith, unde poți să vorbești despre Dumnezeu chiar într-o clasă de matematică. But if your child is not in Griffith Academy or in a Christian school, the only Christian school for your child is at home. Însă dacă copiii nu sunt într-o școală creștină, singura școală creștină este acasă. And mama and papa are the pastors of the house. Și tatăl și mama sunt pastorii casei, căminului. I went to a church in Germany to preach. Am fost în Germania la o biserică să predic. And I was told a story. Și mi s-a spus o poveste. There was a small boy in the church. Very young, about 3 years or 4. În biserică era un copilaj de aproape 3 ani. The pastor came to the church on the Sabbath. Pastorul a venit la biserică în sabat. And he went to say, "Oh, pastor, welcome." Și copilul s-a dus să-l spună bun venit pastorului. Then the father also came, "Oh, pastor, I love you." Și tatăl copilului a venit și el și l-a îmbrățișat pe pastor și a spus bun venit. And the mama also said, "Oh, I love you, pastor." Mama de asemenea a venit și l-a îmbrățișat pe pastor. A spus, te iubim, pastore. Then the child told the pastor, "Pastor, no, that is a lie. Mama and papa, they don't like you." Copilul după aceea a spus pastorului, "Pastore, ei mint. Părinții mei nu te iubesc." And then everybody was surprised. The pastor said, "What are you saying?" Și toată lumea a fost surprinsă și pastorul a întrebat, "Ce vrei să spui?" He said, "Always mama and daddy, they speak bad about you. They even call people and spoil, they say things bad about you." Copilul a spus, "Părinții mei vorbesc rău despre tine acasă, chiar și vorbesc de rău, te vorbesc de rău și cu alte persoane." Then mama said, "Shut up! Don't talk! Keep quiet!" Și apoi mama l-a apostrofat, "Taci din gură, nu vorbi!" The child said, "Mama, I will talk. I've been taught to speak the truth." And this is what you do in the house. Ba nu o să vorbesc, am fost învățat să spun adevărul. Acesta este ceea ce faceți voi acasă. But when pastor came, you are coming to hug him. Ați văzut pe pastor, ați mers să-l îmbrățișați. Let me tell you, in Canada, the children, your children have been taught to speak the truth. Canada, copiii sunt încurajați, învățați să spună adevărul, să fie deschiși. So, when you tell them, "Don't tell a lie," and you tell a lie, they see it. They will say, "Oh, now you tell me to be good. You are doing this?" The best teacher is the one who shows example to the children. Atunci când spuneți copilului să nu mintă și tu minți, copilul înțelege și va face... Înțelege caracterul tău. Cel mai bun lucru este să trăiești ceea ce spui. So if you want your child to be in Jesus, show, teach the child not only by your mouth, but also by your example. Dacă vreți ca copiii voștri să-L urmeze pe Iisus, să învățați pe copii, nu doar prin vorbe, ci prin exemplu. Parents who give their whole heart to Jesus will also want their children to be with Jesus. Părinții care își dedică întreaga inimă lui Iisus vor ca și copiii lor să se urmeze. Pray with the children. Rugați-vă cu copiii. When we were growing, young lady man and young wife, some 40 years ago, we started having children. We have 5 children. Când ne-am căsătorit, 40 de ani în urmă, avem 5 copii. We are not the best. I don't say we did anything extraordinary. Nu pretind că am făcut totul perfect. But we all pray, everybody pray, pray, pray before we go out. Însă ne rugăm cu toții înainte să plecăm de acasă. I don't say it is me who changed my children, it is God who changed me. Spun că eu am schimbat pe copiii mei, Dumnezeu i-a schimbat. But whatever you teach your children from young age, they have impact in their life. Însă atunci când îi învățăm pe copii la o vârstă, încă aceasta are impact în viața lor. So, teach your children by example. Învățați copiii prin exemplu. Pray alone. Pray with your family.
Rugați-vă singur, rugați-vă cu familia. Wife and husband pray together. Soții să se roage împreună. And bring your children and teach them how to pray and listen to them pray at home. Și învățați-vă copiii să se roage și ascultați-i cum se roagă acasă. Let them do their Sabbath school and listen to how they understand. Ask them questions at home. Lăsați-i să aibă școală de sabat acasă și învățați sau ascultați ceea ce înțeleg și cum înțeleg. So pray. So rugați-vă. And the Holy Spirit will come into your heart to take control of your heart. Și atunci Duhul Sfânt va veni în inima voastră să preia controlul ei. And the last point I want to raise is serve the Lord with all your heart. Slujește-L pe Domnul cu toată inima ta, ultima parte. So coming to church, yes, we are serving the Lord through worship. Într-adevăr, venim la biserică, îl servim pe Dumnezeu prin închinarea noastră. But as you know, in Quebec, people will not run to the church here. Însă așa cum știți, în Quebec oamenii nu vor da buzna în biserică. And I'm happy that Romania, you have a program, sometimes you go to distribute tracts. Sometimes you send to people, continue to do that. Și sunt bucuros că Biserica Română face câteva lucruri, împărțiți cărți, aveți aceste activități muzicale. Continuați să faceți acest lucru. Have a program that we can serve the community. E un program prin care să servim comunitatea. There are a lot of people around this church who need something. Sunt mulți oameni în jurul acestei biserici care au nevoie de ceva. There are many people in trouble. Sunt mulți oameni în necaz. Some are suffering depression. Mulți suferă de depresie. If you have a medical doctor who comes to this church to present depression on Sabbath, don't preach that day. Use it for one day for depression and you invite people around the area. They will come to listen. Aveți un specialist, un medic care poate să vorbească pe această temă într-un sabat, nu predicați atunci, ci faceți acest seminar și invitați oameni care să participe, să asculte această temă. Study what will work in Quebec. What will work in Quebec. Să ne gândim, să investigăm, să știm ce lucrează, ce are eficiență în Quebec. I was a pastor in Ghana for many years. Am păstorit în Ghana pentru mulți ani. When I was even president, I opened two churches every year. Or at least one church, new plant. That is how we preaching and we form a church. Când eram in Ghana, in my country. Yes, even when I was president, over there. In Ghana, when I was president in a conference, I would go and preach with young people and we plant a church every year. Am președinte de conferință în Ghana. În fiecare an mergea în diferite locuri și predica și se deschideau noi biserici. Una sau două pe an. Because in Ghana, when you put a tent, în Ghana, atunci când instalezi un cort, and you go to tell the people, Seventh-day Adventists have come with music, we have the Bible, we want to preach, people will rush and they will come to hear you. Atunci când instalezi cortul și mergi și spui că Biserica Adventistă a venit să cânte, să vezi un program, să predice, oamenii vor alerga să participe. Because in Ghana, everybody is religious. Everybody. Pentru că în Ghana, toată lumea este religioasă. Either the person is a Christian, fie sunt creștini, a Muslim, musulmani, a Hindu, hinduși, or worship Satan. Sau chiar se închină lui Satan. So they are not secular like here. Nimeni nu este secular, fără niciun Dumnezeu. But when I came to Quebec, atunci când am ajuns în Quebec, I wanted to baptize. Am vrut să botez multă lume. I realized the land is totally different. Am înțeles că teritoriul este cu totul altul, este diferit. So I started listening to see what will work in Quebec. Și am început să ascult, să văd ceea ce lucrează aici, ce trebuie făcut aici. And I know Pastor Badescu is planning with you to see what you can do. Știu că pastorul nostru încearcă să facă lucrul acesta, să vadă ce se poate face aici. So anytime the church will call you to come and help, please come. And the only way that we can win many people is let your light shine before men. That we let your character shine before men.
Tot ce puteți face este să lăsați lumina caracterului vostru să se reflecte, să fie reflectată în fața oamenilor. Today we have studied a simple lesson. Am studiat un subiect simplu astăzi. Divorce in marriages happen a lot because people don't go with all their heart. În familii s-au loc multe divorțuri pentru că oamenii nu se angajează cu toată inima în această relație. The same way many people are divorcing from Christianity because we come to the church only most often not with all the heart. În creștinii se întâmplă de asemenea multe divorțuri spirituale de Iisus pentru că nu venim cu toată inima la El. If we are really waiting for the Lord as we call ourselves, dacă într-adevăr îl așteptăm pe Iisus să revină așa cum pretindem că ne spune numele, așteptători, we will be studying the Bible seriously daily. Vom studia Scriptura foarte serios în fiecare zi. And we want to practice what we study. Și vom dori să practicăm, să trăim ceea ce studiem. We will not play with prayer. Nu ne vom juca de rugăciunea. Pray on the telephone with a friend. O să te rogi la telefon cu pray with your wife. Cu soția să te rogi. Pray. Rugați-vă. I am a pastor. Sunt pastor. My wife will never come to stand here to preach. No, she is not a leader. She doesn't want to be seen. She always wants to be quiet somewhere. Soția mea, împotriva, nu va veni niciodată pe podium să predice, vrea să fie în colț, să nu fie văzută, este liniștită. But when you come to the house, însă atunci când vii acasă, la mine, my wife is the one who controls the program for prayer. Soția mea este cea care conduce programul de rugăciune acasă. She is the one who remind me, it is time. Let's get ready and pray. Let's study the Sabbath school. Ea este cea care mă amintește, timpul să ne rugăm, timpul să facem, să studiem lecțiunea. So if I am strong and I'm doing my job, I will say my wife, my kids, they all learn and then we have a program at home. Eu lucrez în activitatea mea, însă acasă, soția, copii, toți împreună formăm o echipă. Make your home a home for Jesus Christ. Casa voastră să fie casa lui Iisus Hristos. You will only get to heaven when you give all your heart to Jesus. Vom merge la cer numai dacă inima noastră este cu totul a lui Iisus. I suppose this short message is going to help us. Cred că acest mesaj scurt putea să ne ajute. And serve the community. Look at what will work in this community and give it to them. Vedeți ceea ce este nevoie în jurul bisericii, în această comunitate din afară și faceți acest lucru. Oferiți-le ceva. There is a small church called Stukely, South Stukely Church. It's the first church in Canada. Există o biserică mică sau Stukely, care este prima biserică adventistă în Canada. They had about 10 people in the whole church. Erau aproape 10 membri. Now they started going to the mayor, they went to the city and they announced that they want to do cooking classes. Am mers la primărie, la primar și au anunțat că vor să ofere clase de gătit. They want to do depression classes. Pot să ofere seminarii pentru depresie, antidepresie. Before we went to the Bible, nobody listened to us. Înainte vreau să ofer studii biblice, să nu venea nimeni. Today the church is full. Astăzi biserica este plină. The mayor comes with the wife in the Seventh-day Adventist church. Every time there is cooking class, there is depression class, there is health lectures. Many big people in the society, they want to know, they want to learn. And they are learning how to cook Adventist meals. Acum familia primarului și alți oficiali din localitate vin la biserică pentru aceste ocazii în care învață ceva, clase de gătit, seminare antidepresie sau alte lucruri. Every land is different. Fiecare zonă este diferită. Romania is different. România este diferită. Quebec is different. Quebecul este diferit. Not until we meet the need of the people in the community, they will never come to us. Până nu răspundem nevoilor celor care sunt în comunitate, ei nu vor ajunge sau nu vor veni la biserică. God bless you for inviting me. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că m-ați invitat. The message today is check yourself
if your whole heart is in Jesus. Mesajul pentru astăzi a fost să ne cercetăm inima, să vedem dacă este toată în lui Isus. It is never late. Niciodată nu este prea târziu. To invite Jesus to take control of your heart. Să ne invităm pe Isus să ne ia în stăpânire inima noastră. Be serious with your children in the home. Fiți responsabili serioși cu copiii acasă. Satan is not a caricature with red horns. Satan is not a caricature. Satan nu este o caricatură cu coarne. Satan is in suit in Quebec. În Quebec, Satana poartă costum. Satan is a philosopher in Quebec. Satana este un filozof în Quebec. He has inspired a man called Darwin. And Darwin says, there is no creation, no Sabbath. It's foolishness. A inspirat pe Darwin să spună, nu este creațiune, nu este Sabbath, totul este o prostie. And those teachers are the ones teaching your children. Și acei profesori sunt cei care vă învață copiii la școală. School is good. Școala este bună. Take them to the school. Trimiteți-i la școală. Science is good. Science. Oh. Mathematics, science. Științele sunt bune. But add Jesus to the science. Însă add Jesus to the mathematics and physics. Adăugați-L pe Iisus. Prezentați-L pe Iisus alături de tot ceea ce învață ei. May the Lord bless this church. E ca Domnul să binecuvinteze această biserică. Next time when I go to another church, I'll send your greetings. Atunci când voi merge în altă biserică, o să transmit salutări. Because every week I preach somewhere else in Quebec. Pentru că fiecare săptămână predic în alt loc în Quebec. When I go to the French, I preach in French. Când merg la francofon, predic în franceză. But when I come here, I have to preach English because I want it to be translated to Romanian. Atunci când vin aici, predic în engleză. Because I'm still learning the French. Încă învăț franceză. And I'm happy Badescu is coming very fast with the French and the wife also. Bucuros că familia pastorului face progrese în franceză. Yeah, when we were voting them to come, our first question is, are they willing to study French? And they are doing it. Atunci când analizam venirea lor aici, am întrebat, sunt dispus să învețe franceză și atunci înțeles că o face acest lucru. Thank you very much for listening. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat. How many of you will vote with all your heart for Jesus Christ? Show your hand. Câți sunteți dispuși să ridicați mâna să votați că vreți să-L urmați pe Hristos cu toată inima? Thank God. Mulțumim Lui Dumnezeu. That we not only put our hands, but let our character, our heart be open for Him. Nu mai să ridicăm mâna, însă să lăsăm ca inima noastră și caracterul nostru să fie deschis pentru El. May the Lord bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Amen.